Începem o nouă carte. Suntem în Coloseni. O carte scrisă din temnița de la Roma de Pavel și în timpul șederii lui acolo, anii 60-62, a scris cel puțin 4 epistole. Efeseni a fost prima dintre ele, Coloseni este un fel de soră mai mică a cărții Efeseni, dar împreună cu epistola către Coloseni a trimis și o scrisoare personală pentru Filimon, prin Onisim, robul fugit de la Filimon. Și ultima carte, poate cea mai luminoasă din Scriptură, imaginați-vă, scrisă din temniță, cea mai luminoasă din Scriptură este Filipenii. Dar cum s-a născut această biserică din Colose? Pavel ajunge în Asia și se oprește la Efes și acolo întâlnește 12 ucenici. Prima întrebare, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei se uită la Pavel, zic, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Ah, cu botezul lui Ioan, zic ei. Și Pavel le explică că Ioan propovăduia botezul pocăinței, dar venea cineva după el, Domnul Iisus, care poate nu doar să te conștientizeze de păcat, ci poate să-ți rezolve păcatul. Când au auzit ei aceste lucruri, au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și așa a pornit bisericuța din Efes. Pavel i-a luat și i-a dus în sinagogă, acolo erau alți căutători de Dumnezeu și timp de 3 luni de zile le-a vorbit despre Hristos, despre această taină a lui Dumnezeu în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Tensiunea a început să crească și apostolul a trebuit să separe pe ucenici, să închirieze un local, un gimnaziu, școala unui anumit tiran și timp de 2 ani de zile să propovăduiască de dimineața până seara Evanghelia. A devenit școala lui tiran un fel de centru, Efesul era port la mare și oamenii veneau de peste tot din Asia, auzeau despre această ciudățenie, intrau, îl primeau pe Hristos și plecau spre casă sporovăind într-un fel Evanghelia. Dragii mei, cred că așa s-au născut toate bisericile Apocalipsei, pe lângă ele, Colose, Hierapolis, Laodicea. Toate acestea s-au născut prin oameni, nu prin Pavel, Pavel a rămas în Efes, prin oameni care au dus Evanghelia imediat ce l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Și Fapte, capitolul 19, versetul 10, spune că lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Printre cei care s-au convertit, poate, nu știm precis, a fost și Epafras. Epafras era din Colose, s-a întors acasă, a pornit biserica din Colose, biserica din Laodicea, biserica din Hierapolis. Și s-a întors să vorbească lui Pavel despre problemele care au început să apară în sânul bisericii. Dacă citiți primul capitol din Coloseni, Epafra a fost cel care le-a vorbit despre harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi, le scrie Pavel. Priviți o clipă, triunghiul din fața voastră simbolizează una din cele 21 de epistole din Noul Testament. Orice epistolă are cel puțin 3 părți, are destinatari, în cazul acesta sunt sfinții și credincioșii din Colose, credincioșii în Iisus Hristos, are un autor care este Pavel și fratele Timotei și există un mesaj al Evangheliei, un mesaj al epistolei, practic vestea bună în mod special aici, centrată în persoana Domnului Iisus Hristos. Cartea Coloseni, fără prea multe introduceri, este o carte cristologică, o carte care mustește de Domnul Iisus, plină de Domnul Iisus. Dar, dincolo de Domnul Iisus, tot în carte găsim și pe slujitorii lui Hristos, pe Pavel, pe Timotei, pe Epafra, pe Tihic, pe Onisim, pe Filimon, pe Aristar, pe Iust, pe Luca, pe Dima, pe Marcu. O mulțime de nume menționate. Toți aceștia, într-un fel, înjugați alături de Hristos, lărgeau împărăția lui, fiecare cu darul și chemarea pe care a primit-o de la Hristos. Dați-mi voie să-i las pe Coloseni să mă întorc la noi. Ca biserică din Iris, suntem la un moment de cumpănă, de răscruce. Noi tot vorbim din 2008 despre schimbul de ștafetă. Noi îmbătrânim, tinerii cresc, noi plecăm, alții trebuie să vină. Întrebarea pe care mi-o pun este cum ne va ajuta epistola către Coloseni în acest
proces. Dați-mi voie să citesc primele două versete. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Orice salut are trei părți. Pavel, destinatarii, și Dumnezeu și Hristos, care revarsă harul peste ei. Observați, în toate cele trei părți, Domnul Iisus Hristos este prezent. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, sfinții și frații credincioși în Iisus Hristos și harul de la Domnul Iisus Hristos. Practic, îl avem pe Hristos, avem slujitorii Lui și biserica Lui. Avem pe Hristos, slujitorii Lui și biserica Lui. Adevărul cu care aș vrea să plecăm și adevărul care l-aș lăsa ca moștenire pentru cei care vor veni după noi, este că slujitorii Lui Hristos îl propovăduiesc pe Hristos, bisericii Lui Hristos. Slujitori, citiți cu mine, slujitorii Lui Hristos îl propovăduiesc pe Hristos, bisericii Lui Hristos. Dragii mei, Pavel știa de Duhul Sfânt. Nu la întâmplare le pune direct întrebarea celor din Efes: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Citiți, vă rog, toată epistola, vedeți cât de puțin apare Duhul Sfânt în ea. Știți de ce? Pentru că Pavel știa că funcția principală a Duhului Sfânt este să ridice pe Hristos. Noi nu suntem chemați să vorbim despre Duhul Sfânt, suntem chemați să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii și voi aveți totul de plin în El. Dar ceea ce avem în Hristos, Duhul lui Dumnezeu vine și aplică la viața noastră. Duhul lui Dumnezeu este nemărgită mărimea puterii lui Dumnezeu care lucrează în noi credincioșii. Acum, slujitorii lui Hristos îl propovăduiesc pe Hristos, bisericii lui Hristos, și ca lucrul acesta se întâmple, câteva cerințe trebuiesc împlinite. În primul rând, slujitorii lui Hristos trebuie să-L cunoască pe Hristos. Sunt foarte multe lucruri care ne mănâncă timpul, ne acaparează interesul, pentru care alergăm de dimineața până seara. Întrebarea mea este: cât de mult prețuiește Hristos pentru mine ca să-mi fac timp să-L cunosc de la o zi la alta, din ce în ce mai mult? Dacă citiți această epistolă și îl întrebați pe Pavel: Pavele, de ce ești îndrăgostit de Hristos? De ce îl propovăduiești pe Hristos? Ce ai găsit la Hristos? Pavel îl cunoaște pe Hristos și știe relația lui cu divinitatea, cu dumnezeirea, știe relația lui cu universul, știe relația lui cu biserica, știe relația lui cu mântuirea noastră, știe relația lui cu moștenirea noastră. Și dintr-un început, în versetul 15, el spune două lucruri esențiale despre Domnul Iisus. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Dumnezeu este nevăzut, este Duh, spune Scriptura, niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Dar Domnul Iisus Hristos este materializarea, întipărirea ființei lui Dumnezeu în materie. El a venit să-L facă cunoscut. Este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Al doilea lucru, El este Cel întâi născut din toată zidirea. Dați-mi voie să le iau pe rând și să las doar textul epistolei să vorbească despre ele. Ne vom ocupa pe îndelete, în duminicile care vin, de aceste lucruri. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, adică Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, învederat pentru noi. Iar capitolul 2, versetul 9 spune: căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Când Filip întreabă: Doamne, unde-i Tatăl? Arată-ne-L pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Domnul Iisus îi răspunde: Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Dacă este adevărat lucrul acesta, spuneți-mi, există pe planeta noastră, în istoria noastră, ceva mai de preț, ceva mai valoros în care să-mi investesc timpul și energia ca să-L cunosc și să-L slujesc? Dar dacă El este Dumnezeu, atunci și versetul 16 este adevărat, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile.
care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Deschideți cartea Daniel. Există, dragii mei, voievozi și dregătorii care guvernează istoria unei țări. Există o luptă în universul nostru spiritual și de aceea rugăciunile noastre contează și când ne gândim la Ucraina. Dar nu uitați cine ține în căușul palmei lui cursul istoriei. Prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în cer și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El nu este doar creatorul, este și moștenitorul, de drept stăpânul acestui univers, pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este cel care ține la oaltă această istorie care pârâie din toate încheieturile și o lasă să meargă spre deznodământul hotărât de el în planurile lui. Hristos este creatorul universului, moștenitorul la tot ce există și susținătorul întregului univers. Dar este mai mult decât atât. El este cel întâi născut din toată zidirea. Cei care răstălmăcesc scripturile spre pieirea lor și încearcă să îl fure pe Hristos de divinitatea lui, să spună că este una din creațiile lui Dumnezeu, se folosesc de textul acesta. Și îl citesc așa, el este cel întâi născut, adică primul născut, creat din toate zidirea. Toate celelalte lucruri au fost făcute de el. Toate celelalte, de patru ori adaugă cuvântul celelalte. El însuși este făcut și el a făcut toate celelalte lucruri. Dragii mei, nu asta înseamnă textul nostru. Într-o familie de evrei exista un obicei încetățenit în familia respectivă. Întâiul născut căpăta o parte îndoită din moștenirea tatălui. Și știți de ce? Nu ca să se mândrească cu ea, ci să aibă la dispoziția lui posibilitatea de a răscumpăra pe frații lui, care au ajuns în momentele de criză, au ajuns să se vândă rob sau să-și piardă moștenirea. Întâiul născut avea harul și responsabilitatea răscumpărării. De aceea Dumnezeu este mânios pe Esau, care pentru un blind de linte își vinde dreptul și responsabilitatea conlucrării cu Dumnezeu la mântuirea celor din casa lui, din familia lui. Dar Domnul Iisus Hristos nu este întâiul născut dintr-o familie oarecare, ci este întâiul născut din toată zidirea. Tot ce are Tatăl este al meu, a spus el. Oare de ce? Pentru că el este singurul care are drept de răscumpărare asupra noastră, tuturor. El este cel care te poate lua din nenorocirea, din criza, din căderea, din păcatele, din mizeria în care deciziile te-au adus, să te răscumpere, să te reîmpace cu Dumnezeu. El este singurul care are acest drept. Asta înseamnă cel întâi născut din toată zidirea. Dar el este, dragii mei, începătorul unei noi rase umane. Și biserica aparține această nouă rasă umană. El este răscumpărătorul nădejdea învierii și moștenirii noastre. El este capul trupului, spune versetul 18, al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți. Aici putem folosi primul, al doilea, al treilea. Da? 1 Corinteni, capitolul 15, întâiul născut dintre cei morți, următorii vom fi noi, fiecare la rândul cetei lui, spune Scriptura. Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ cât și ce este în cer, făcând pace prin sângele crucii lui. Capitolul 2, versetul 10. Voi aveți totul de plin în el, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu el, prin botez, îngropați împreună cu el, prin botez și înviați în el și împreună cu el, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi,
care odinioară erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur. Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui, toate legile care ne acuzau în mod direct pentru toate păcatele noastre, dragii mei. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile. Noi eram legați prin legături de căsătorie cu Satan. A venit Hristos prin moartea Lui pe care ne-a împrumutat-o și a rupt această legătură cu cel rău. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut deocare înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Capitolul 3, versetul 3. Voi ați murit și viața voastră, nu doar că ne-a rezolvat trecutul, dragii mei, ci ne rezolvă prezentul. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, nu doar trecutul și prezentul, ci și viitorul nostru atârnă de El. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă, în slava pe care am pierdut-o odată cu căderea și alungarea din Eden. Cine este Hristos? Ce știe Pavel despre El? Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Creatorul Universului, Susținătorul întregului Univers și Moștenitorul, Mântuitorul, Capul trupului al Bisericii, Mirele nostru Ceresc, nădejdea învierii noastre, nădejdea moștenirii noastre împreună cu El. Poate că Tihic a plecat deja cu scrisoarea și Pavel stă și se gândește la tot ce rostise. Bătrânul Pavel scria scrisorile pentru că nu vedea prea bine, plimbându-se prin celulă și dictând. Și probabil că după ce scrisoarea era semnată de însuși mâna lui și poștașul pleca cu ea, Pavel stătea să rumege lucrurile pe care le-a rostit. Oare ne miră faptul că imediat în scrisoarea următoare, din aceeași temniță, Pavel scrie ce scrie filipenilor? Ascultați, Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 4. Măcar că eu aș avea pricina de încredere în lucrurile pământești. Dacă un altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Ce-or fi alea lucruri pământești? Versetele care urmează explică în dreptul lui Pavel. Erau lucruri căutate de cei din vremea lui. Eram mai înaintat decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine, în religiunea iudeilor. Am crescut la picioarele lui Gamaliel, am avut cele mai înalte diplome. Am avut o origine bună, fariseu din farisei, din neamul lui Beniamin, tăiat împrejur a opta zi. Dragii mei, lucrurile pământești sunt ceea ce apreciem, pe care le căutăm, după care alergăm de dimineața până seara, pentru care am fi în stare să-L înjugăm pe Dumnezeu la jugul nostru ca să ne ajute să le câștigăm, la care ținem, de care nu ne-am despărți. Dar lucrurile care pentru mine au fost câștiguri, spune Pavel, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Puneți, vă rog, pe Hristos pe un taler și lucrurile pământești pe celălalt taler. Ce simți că se întâmplă în cântarul vieții tale? Ce trage mai greu? A, noi suntem obișnuiți cu limbajul acesta creștinesc. A, Hristos! Dragii mei, viața mea de fiecare zi îmi spune exact care sunt valorile mele, căutările mele, alergările mele. Uitați-l pe Pavel, chiar și după ce a avut timp să cumpănească alegerea lui, el spune în versetul 8, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, să mă fac părtaș suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice preț, cu orice chip, dacă voi putea, la învierea morților.
Când Domnul Iisus a spus pildele împărăției, nu de mult ne-am despărțit de ele, în Matei capitolul 13, două din pilde se referă la o comoară, comoara din țarină și mărgăritarul de mare preț. În primul caz, cineva dă peste comoara aceasta. Ești invitat la o conferință, îți cade în mână o carte, îți vine un prieten pe care nu l-ai văzut de mult în drum și începe să-ți vorbească despre comoara pe care a descoperit-o și tu dai peste ea. În al doilea caz este vorba de un negustor care de multă vreme căuta comori de preț. Se oprea în dreptul fiecărei comori, o cântărea și punea în celălalt are tot ce avea. Și unul și celălalt au vândut tot ce au avut. Primul ca să cumpere țarina, să aibă comoara, celălalt ca să cumpere mărgăritarul. Dragii mei, asta a făcut Pavel. Și pe măsură ce a ajuns să-L cunoască pe Hristos, a zis, ba chiar și acum le socotesc toate ca un gunoi în comparație cu valoarea incredibilă pe care, peste care am dat. El nu căuta comoara, dragii mei, el a dat peste ea pe drum spre Damasc, când Hristos i-a ieșit în cale. Dar din momentul acela a vândut tot, a renunțat la absolut tot. Hristos prețuiește pentru mine doar cât am ajuns să-L cunosc. Suntem cu El pe buze, vorbim de crucea Lui, sărbătorim moartea și învierea Lui, întindem mâna în blid. Întrebarea mea este, cât ai ajuns să-L cunoști pe Hristos? Cât te frământă cine este El? Dragii mei, dacă e adevărat ce spune Pavel despre Hristos, nici dacă am avea 7 vieți și le-am petrece toate în fața Scripturii, n-am ajunge să cunoaștem toată bogăția ascunsă în Hristos. Măsura implicării mele în lucrarea lui Hristos dovedesc, de fapt, măsura cunoașterii de Hristos. Vreau să vă spun că toți suntem ocupați pentru lucrurile pământești. Toți alergăm de dimineața până seara, măcar că Dumnezeu ne promite, dacă vom căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea Lui, aceste lucruri, mâncarea și îmbrăcămintea, că la în ultima instanță la asta se reduce viața, ni se vor da pe deasupra, dar noi nu credem. Dacă ne mai rămâne timp, ne mai implicăm și în împărăția lui Dumnezeu. Știți de ce? Atâta îl cunoaștem pe Hristos. Ca să-L propovăduiești pe Hristos, trebuie să ajungi să-L cunoști pe El. Și vreau să spun că implicarea în lucrarea lui Hristos, cum spunea Valentin, este ca familie. El ne-a dat 4 categorii de familii. Unii care nu interesează, 2 care își parchează pruncii, 3 care unul rămâne, altul se duce și puține familii care socotesc că-i de folos să-mi iau copiii de mână, să mă joc cu ei, să ies cu ei, să fiu cu ei, când toată săptămâna sunt alergat pe coclauri. Dragii mei, lucrarea lui Hristos se face ca familie. Bărbați și femei, soți și soții, părinți și copii. Noi ca familie suntem albina lucrătoare. Albina lucrătoare în împărăția lui Dumnezeu. Ca să-L propovăduiești pe Hristos, trebuie să-L cunoști pe Hristos. E început de an, început de carte și trebuie să spui o simplă întrebare. Vrei să faci vreo schimbare în programul tău, în calendarul tău? Începește cunoașterea lui Hristos? Dragii mei, toate cer timp. Plăcerea lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor pentru ca împărații să le descopere. Ești un împărat când știi să-ți drămuiești timpul, să-ți împarți cele 24 de ore și să alegi corect în timpul tău, să renunți la gunoaie și să alegi valorile, atunci ești un împărat. Dar al doilea lucru pe care ți-l cere Hristos este să fii gata să tragi la jug alături de El, adică să lucrezi și să lupți pentru biserica Lui. Hristos este capul trupului al bisericii, cel întâi născut dintre cei morți, ca să ne arate drumul învierii tuturor celor care credem în El. Hristos a adus în existență o nouă rasă umană, o realitate care transcende moartea, o realitate care ține de veșnicie și în această realitate am fost invitați noi prin vestea bună, prin Evanghelie. Pavel s-a dăruit
acestei realități și spune în versetul 25 din capitolul 1, slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, pentru voi, biserica, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei, tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Odată cu alungarea din Eden, am pierdut și slava lui Dumnezeu. Am rămas o coajă goală. Toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și de atunci, dragii mei, suntem niște bieți căutători de slavă. Înșelăm pentru ea, o furăm, forțăm cumva să primim ceea ce am pierdut. Orice am putea aduna prin eforturile noastre este un surogat. Ne va lăsa goi, un gust amar în gură. Singura noastră nădejde despre ceea ce am pierdut este Hristos. Hristos în voi, nădejdea slavei. Oare vă mirați de versetul care urmează? Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos, nu prin eforturile Lui, ci îmbrăcat cu desăvârșirea Lui Hristos Iisus. Iată la ce lucrez și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea, pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Oare cât am reușit să cunosc din Hristos? Dragii mei, când Pavel vorbește despre el, nu-și mai poate opri cuvintele. Nu-și mai poate opri cuvintele. Și uitați-vă la versetul 3. Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunei și științei. Dacă e să ai ceva, ai doar prin el. Dacă e să n-ai nimic, n-ai, pentru că nu ți-ai făcut timp de el, nu te-ai deschis pentru el. Dar Pavel, dragii mei, era nu doar unul care învăța pe oameni, ci era unul care lupta pentru ei, pentru biserica. Și cei pe care nu-i cunoștea personal, auzit de la Epafras, auzit de la... Era cel care purta toate aceste poveri. Și lupta asta se întețea cu atât mai mult cu cât nu puțini erau dușmanii care veneau pe urmele lui să scurme, să răstoarne toate lucrarea lui. Priviți încă o dată triunghiul care simbolizează într-un fel epistola. Am destinatarii, l-am pe autor și între cei doi am contextul istoric, starea, situația care a determinat scrierea acestei epistole. Pavel era în temniță, el nu cunoștea pe Coloseni, dar a venit Epafras să-i vorbească despre ce se întâmplă în Coloseni, Hierapolis, în Laodicea. Și când Pavel scrie, presară scrisoarea lui cu atenționări. Versetul 4, versetul imediat următor, după ce ne-a spus că în Hristos locuiește toate, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei, el vine și continuă, spun aceste lucruri pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare. Dragii mei, noi trăim într-o lume în care informațiile vin din toate părțile. În cele religioase nu e nicio schimbare. Și noi plecăm urechea la tot ce ni se pare interesant. Dacă nu cunoști pe Hristos și Scriptura, te vei deschide pentru toate lucrurile acestea care sunt aduse prin vorbiri amărgitoare, strecurate pe furiș. Versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șarte, după datina oamenilor, după învățăturile începătoarele lumii și nu după Hristos. Versetul 16. Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură, cu privire la o zi de sărbătoare sau cu privire la o lună nouă sau o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul, realitatea, este Hristos.
Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerenie și o închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești, și nu se ține strâns de capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Vă întreb, dușmanii lui Hristos, dușmanii Evangheliei, s-au împuținat sau s-au înmulțit în zilele noastre? Dragii mei, nimeni n-are nimic cu Dumnezeu. Unii îl numesc într-un fel, alții cu altul, altfel. Dar pentru toți, Hristos este o piatră de potignire. Toată altirerea celui rău este împotriva Domnului Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că El a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Toate celelalte drumuri nu duc nicăieri. Dacă pe El îl elimini, ceilalți se împacă. Da? Dacă pe El îl elimini, ceilalți se împacă. De aceea, toate atacurile sunt împotriva Domnului Iisus. Cred că și astăzi este la fel de relevantă o astfel de epistolă. Nimeni să nu vă înșele, nimeni să nu vă fure, nimeni să nu vă judece, nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Și atenție, Duhul spune lămurit, îi scrie tot din închisoare Pavel, înainte de moarte lui Timotei, Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Versetul 7, ferește-te de basmele lume și băbești, caută să fii evlavios, căci deprinderea trupească, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru, toate au înfățișare de înțelepciune, dar sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Când firea pământească începe să te gâdile, lapezi totul și pe Dumnezeu, e indiferent cât te-ai ținut de nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucruri. Deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia, teama, frica de Domnul, iubirea de Domnul, este folositoare în orice privință, întrucât are făgăduința vieții de acum și a vieții viitoare. Dragii mei, eu cred că Dumnezeu va ridica nerii slujitori care să tragă la jug alături de Hristos. Dar, pun o întrebare, n-ai vrea să fii tu unul dintre ei? Trebuie să începi prin a-L cunoaște pe Hristos. Și pentru asta trebuie să faci schimbări în programul tău de peste săptămână. Dacă ți-e frică că n-ai ce pune pe masă la copiii tăi, spune-i lui Dumnezeu lucrul acesta. El ți-a promis că îți va da pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea. Dacă vrei mai mult, strânge în brațe lucrurile pământești. Slujitorii lui Hristos trebuie să-L propovăduiască pe Hristos, bisericii lui Hristos, iar pentru asta trebuie să-L cunoască pe Hristos, să fie gata să tragă la jug alături de Hristos, adică să lucreze, să lupte pentru biserica lui Hristos și, în al treilea rând, să fie gata să sufere pentru Hristos. Să fie gata să sufere pentru Hristos. Căutați, vă rog, în zilele noastre un astfel de om. Citesc versetul 24 din capitolul 1. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Sau veniți la sfârșitul epistolei, capitolul 4, versetul 2. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri, rugați-vă totodată și pentru noi. Eu să fi fost în locul lui Pavel, aș fi zis ca lanțurile astea pe care le port să-mi fie luate de pe mâini. Ascultați pentru ce se roagă el din lanțuri. Rugați-vă totodată pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Dragii mei, suferința lui Pavel pentru Hristos n-a început odată cu întemnițarea lui, cu punerea lui în lanțul, cu legarea lui lângă un soldat roman. Lăsați-mi voie să vă amintesc un text pe care l-ați mai auzit.
2 Corinteni, capitolul 11, versetul 23 în jos. Sunt ei slujitori al lui Hristos? Acești nimeni despre care vorbește și în Coloseni. Nimeni să nu vă înșele, nimeni să nu vă fure, nimeni să nu vă judece, nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Sunt ei slujitori al lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu și mai mult, în ostenel și mai mult, în temniță și mai mult, în lovituri fără număr. De multe ori, în primejdii de moarte, de 3 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, așa că o noapte și o zi am stat în adâncul mării. De 3 ori am fost în călătorii, de multe ori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii din partea fraților mincinoși, în ostenel și de cazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte și peste toate lucrurile de afară, în fiecare zi, apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab, să nu fiu și eu slab. Cine cade în păcat și eu, să nu ard. Pavele, de ce toate astea? N-ai putut și tu duce o viață decentă printre cei cu care ai învățat la picioarele lui Gamaliel, mai ales că erai printre primii, mai înaintat decât cei din neamul meu de o vârstă cu mine, mai apric pentru tradițiile neamului meu? Pavel ți-ar răspunde zâmbind, pentru că biserica sau mireasa lui Hristos este tot ce a venit Hristos să mântuiască de pe planeta aceasta. Această umblare cu Dumnezeu, această nouă rasă umană pentru care Dumnezeu l-a dat pe singurul lui Fiu. Ca biserică ne aflăm la un moment de răscruce. Schimbul de ștafetă se accelerează, timpul trece peste fiecare dintre noi. Cum ne va ajuta o epistolă ca și cea din fața noastră, epistola lui Pavel către Coloseni, în acest proces? Dragii mei, sublinind un adevăr fundamental, slujitorii lui Hristos trebuie să-L provodească pe Hristos, bisericii lui Hristos. Iar pentru aceasta trebuie să-L cunoști pe Hristos. Și cunoașterea lui Hristos cere timp, cere decizii, cere priorități în viață. Trebuie să ai curajul să tragi la jug cu Hristos, la jugul Lui, nu e la jugul tău. Da? Să spui, vie împărăția ta, nu vie împărăția mea. Da? Tragi la jug cu Hristos, adică să lucrezi, să te lupți pentru biserica Lui și în al treilea rând să fii gata să suferi pentru Hristos. Poate vei zice... Hai, fim serios, Beni. Pavel e Pavel. Cine sunt eu? Dragii mei, Pavel n-avea nimic în plus față de tine și față de mine. Nimic în plus. În primul rând avea un adevăr de propovăduit. Hristos în voi, nădejdea slavei. Lucrurile nu s-au schimbat nici pentru tine, nici pentru mine. Nimic altceva n-avem de propovăduit. În primul rând copiilor noștri. Dragii mei, copiii mei îl vor alege sau îl vor respinge pe Hristos, după cât cred în afirmația aceasta, acest mesaj, Hristos în mine, nădejdea slavei. Da? Nădejdea slavei. Al doilea lucru, Pavel a avut o trimitere, adevărat specială, niciunul dintre noi nu l-am întâlnit pe Hristos viu pe drumul Damascului, dar toți am primit de la el aceeași trimitere. Toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă, faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Asta a primit și Pavel, asta am primit și noi. Avem același mesaj, aceeași trimitere și același scop, ca să prezentăm pe toți desăvârșiți în Hristos, să le spunem că doar îmbrăcat cu Hristos și cu neprienirea Lui vei avea acces în ceruri. La judecată vei sta cu capul sus. Dragii mei, același mesaj, aceeași trimitere, același scop. Dar am o ultimă întrebare.
cum rămâne cu aceeași atitudine. Aici cred că e cumpăna apelor, aici se despart lucrurile. Sunt oare gata să lucrez, să lupt și să sufăr pentru Biserica lui Hristos, de dragul lui Hristos? Pe ce loc e pe agenda mea în timpul săptămânii mele locul acesta? Vă spun în general cam pe unde-i, on the bottom, da? Dacă mai rămâne timp, în ultimul moment, câtă slavă pot aduna din toată povestea asta. Acum noi știm că biserica începe în familie și ne putem foarte ușor piti după povestea asta. Ne dăruim familiei și întrebarea mea este, ce văd copiii mei în mine legat de prețul lui Hristos pentru mine? Este întrebarea. Dragii mei, un singur om, Pavel, a schimbat o lume întreagă. Lui s-au alăturat alții, am citit numele lor, îi găsiți în epistolă. Oare ce ar putea face Dumnezeu în biserica din Iris cu unul ca el? Același mesaj, aceeași trimitere, același scop și cu aceeași atitudine. Vă las pe voi să răspundeți. Nimeni nu poate răspunde în locul tău. Eu trebuie să răspund în locul meu. Atâta mă implic cât îl cunosc pe el. Dacă e doar un cuvânt pe buze, asta se vede din săptămâna mea, se vede din faptele mele. Amin.